Doamna Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Sunt de acord cu multe lucruri care le-ați spus aici. Ați vorbit de coeziune, de piață unică, ați vorbit de statul de drept. Și aici vreau să mă refer, domnule prim-ministru, la niște lucruri concrete din țara dumneavoastră. Ați spus că nu trebuie să se facă rabat cu nimic la statul de drept și sunt de acord. Dar cunoașteți că în țara dumneavoastră sunt legi care nu se aplică, cunoașteți că sunt familii de la care s-au luat copiii, copiii la 12 ani care, conform legii finlandeze, au dreptul să se prezinte în instanță, să opteze pentru mamă, nu sunt ascultați în instanță, sunt duși și sunt atrocități în instituțiile care instituționalizează copiii, domnule prim-ministru. V-am făcut o scrisoare, nu s-a luat nicio măsură. Cum putem să avem un stat de drept când cetățenii care sunt europeni, eu cetățeancă din țara mea, nu au aceleași drepturi ca cetățenii din Finlanda? Și vă rog să-mi răspundeți punctual. Și sigur, mi-aș dori ca să nu existe acea condiționalitate la CFM, așa cum o susțineți dumneavoastră, pentru că, iată, se definește diferit și distinct pentru fiecare țară statul de drept. Vă mulțumesc!